da, salută, bine ați venit la o nouă ediție, ca să zic așa, a emisiunii Jurnal de Bordea. E emisiunea mea. De asta se numește Jurnal de Bordea, știi că e un joc, știi că... Am mai avut un invitat care a încercat să-ți maltrateze. Băi, mi-a și mie cineva ăsta, gata, mi-a curățat bucăți. Aruncă-o, așa. Stai să termin. Unde a rămas? La Jurnal de Bordea, așa. De asta se numește Jurnal de Bordea. Ca pe mine, că... Dar stai să termin, că... De asta se numește Jurnal de Bordea, că altfel s-ar fi numit altfel, știi? Așa, zi cu invitatul ce ziceai? Nu, absolut nimic. Ziceam că doar a încercat să-ți maltrateze Jurnal de Bordea. Nu mai ții minte cum îl chema exact. A. Regizor, clipuri, celebru, așa și așa. Nu știu. Hai mă, că a fost invitatul tău, n-a fost al meu. Dar nu, n-am controlul, adică, știi, aici e un fel de scară de bloc. Cine vine, aia e, că nici în bloc, nu știu, că administratul nu cunoaște toată lumea chiar așa, știi? Cine vine, aia e. Ferească Dumnezeu să-l cunoști. Doamne ferește. Așa, pentru cei care nu știu și se uită acum, știi, și zice, cine e băiatul ăla, nu-i cunoaște toată lumea? Un băiat. Pe mine, eu aș putea să fac... Jurnal de Bordea, exact, că era Jurnal de Lazar, înțeles? Aia e, pentru cei care nu știu, Daniel Lazar, da? Salut, Daniel. Și atât, salut. Care numele familiei și care e? Pe alese. Dacă toți suntem în scară, nu știu, cum vrei tu. Daniel Lazar e nume-prenume. Da. Prenume-nume. Așa? Nume-prenume. Și tu alegi care, îmi zici Lazar, îmi zici Dani, îmi zici cum vrei tu. Zic Lazar? Cum vrei tu. Zic Lazar, nu? Cum vrei tu. Tu aveai o poreclă la Lazarică? Lazarică e numele constitutiv de familie. Te rog, uite, eu am o regulă, da. Așa. Adică regula mea, nu e regulă generală. Nu mai folosesc cuvinte, eu nu înțeleg cuvinte de genul ăsta, înțelegi? Așa. Deci constitutiv ce înseamnă? Poți zici orice, jur. Stai cu ea așa, mai plană, înțelegi? Deci numele, hai să luăm la început? Lăzărică, numele familie. Lăzărică. Așa. S-a făcut Lazar sau Lăzărică? S-a făcut la un moment dat o greșeală, înțelegi? Așa. La botez și s-a scris Lăzărică în loc de Lazar. Așa. Deci e Lazar. Dar tu de unde te tragi ca loc? De pe patul unui spital. Și spitalul unde? Deci fii atent. Tatăl meu este Oltean. Da. Hai, lasă, știu, moldovenii. Eu n-am treaba. Ai văzut că m-a... Deci eu chiar îți împărtășesc un lucru, aia cu Kürtoșcola. Și nici eu n-o suport. Da. Trebuie să-i zici... Dar nu știu dacă ai spus corect, că nu se spune. Se spune Kürtoșcola. Da, mă, Kürtoșcola. Zic Colac, Colac, exact, bravo, așa. Bun, ok. Colac, deci nu război între... Eu nu, sunt pacifist la capitol. Dar nici eu n-am niciun război. Deci după tată din Oltenia și după mamă din Buzău. A, deci, practic doar din Oltenia. Păi de ce? Buzău e în Oltenia? Păi Buzău e nicăieri. Buzău unde? Țara Românească. Țara Românească? Păi și ce sunt? Cine? Ei, din Buzău. Ce sunt? Buzăieni. Ce să zic? Asta e, înțelegi? Nasol dacă era din Slobozia. Nu știu cum le-aș fi zis. Așa. Apropo de nume, tu ai o formație care se numește Dan Lazar Band, da? Daniel Lazar Band. De la ce vine? Band sau Daniel Lazar? De la ce vine ce? De la ce vine formația? De la faptul că am făcut muzică? De la ce vine numele? De la numele meu. Am suferit eu așa de mine, numele proștilor pe toate cazurile. Nu că ai suferit de tine. Mai există unul. Adică nu ești singur, mai există Horia Brenciu Band. Sau ceva genul ăsta. Horia Brenciu și Horia Brenciu Orchestra. Ha! Am înțeles. Și mai e... Sunt două lucruri separate. Aha. Și mai e Connector. Connector are band oricum, știi? Connector Band? Connector Band, da. Dar nu se spune așa, că e în portoricană și altfel spus, știi? E mai mult conecta, știi? Așa. Bun, și voi cântați, adică chiar că am găsit pe Google o chestie, că acum vreau să spun. Așa. Am găsit pe Google o chestie cum că tu ai fi una dintre cele mai bune voci din România. Nu știu cine a spus asta, oricum îi mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc mult lunea Google pentru apreciere. Dar nu-i semnat, să știi, adică nu, n-a semnat nimeni. Adică, chit că n-a semnat. Deci n-a semnat cineva. Dacă așa a spus cineva, îi mulțumesc pentru faptul ăsta. Tu oricum, față de alți cântăreți din România, arăți și bine. Adică s-a întâmplat ca să leșini cineva la concert, să o fată să arunce chiloțe tine sau cu ceva să... E gay? Cine? El? Nu, e redactor. Hai, frate, lasă-o pe asta cu arătatul, bine. Dar tu ai început, știi, ce ai început cu homosexuale, acum cu unguri, așa. N-am început eu cu ungurii. Adevărat, n-ai început tu. N-am început eu, ei au început. Mai de demult, da. Așa, bun. Deci, nu chiar pe mune, chiar arăți și bine, înțelegi, că mai sunt unii care nu arată așa de bine. Îți mulțumesc foarte mult pentru compliment. Tot Google-ul a zis, dar nu s-a semnat. Tot Google-ul a zis că arăt bine? Arăți că arăt bine. Deci Google-ul e gay. Trecem peste Slobozia, ajungem undeva la Bără Bără să ne bânză. Înțelegi? Bun, s-a întâmplat pe mâine acum, s-a întâmplat să vină email, să vină la tine, să zică, hoi Lazar, hoi.
Dar se întâmplă multe lucruri în concerte, mă. Și de genul și de negenul. Și cu femeie și cu bărbat. Nu am avut faze din astea. Adică le consider, femeie și bărbat? Nu, mă, le consider firești. A fost un nene căruia îi plăcea de mine și s-a exprimat într-un mod mai sexual, ca să spun așa. Și am spus, neică, nu... nu jucăm amândoi în aceeași echipă. Eu sunt în partea ailaltă. Ai s-a întâmplat să vină Fuego la tine la concert? Nu, mă, Fuego nu. El e de la altă categorie. Un prieten de la Fuego? Probabil un prieten. Am înțeles. Dar și cum? Adică te-ai simțit flatat, nu? Bineînțeles. Că nu știu că n-am atins problema asta. Dacă la un bărbat vine al bărbat, da? Și așa. Zice, băi, Lazar, hai mă, ce dracu, și de bun la cap, hai să ne porcim. Tu te simți bine că sunt urii, eu stau în drumul taberei, știi? Da, mă, și eu stau în Sărăjean. Stai, gata. Până aici. Tot aia e, că nu e... Dar apropo de numele tău, dacă îmi permiți o glumă, s-a întâmplat vreodată ca o femeie să zică, Lazar, ridică și mergi. Păi, doar mergi. Ridică-te n-a fost o problemă până la anii ăștia. Probabil de aici încolo să începe să-mi mai îmi dea cu virgulă. Am înțeles. Ce părere ai de Eurovision? O părere foarte bună. Ai participat? N-ai participat, nu? Acum 100 de ani. Pe bune? Și am ce? Am fost și eu odată. Nu am făcut mare scofală că n-am plimbat ursul pe scenă. Ai cum? Nu, n-am făcut show. A, trebuie să faci show? Da, mă. Deci în România asta, despre asta e vorba. Deci dar nu în România, în genere, concursul Eurovision, fiind concurs de televiziune, concurs de interpretare și așa mai departe, trebuie să aduci mai multe lucruri pe scenă. Și eu la vremea aia nu știam să fiu chiar atât de bun actor, nu ca știi acum. Da, așa. Da. Să fiu exploziv. Pe mine mă preocupa doar să cânt bine, eram preocupat de muzică și de cântatul în sine. Așa. Nu de alte lucruri, ce ar trebui să faci, să transmiți cu fața, cu corpul, instrumentiștii din trupă să facă și ei ceva, ne-am dus îmbrăcați ca la pâine și așa mai departe. Tu ți-ai dorit să cânti un stil anume de muzică și... adică vrei să faci rock? Rock? Ce rock? Nu, ce rock? Nu mă nominalizez într-un stil de muzică, nu sunt... Am înțeles. Nu, pentru că te întreb acum și dacă te ridici să mă pocnești, mă supăr pe tine, vorbesc serios. Tu ai cântat și cu Pepe, nu? Da. Da. Păi și care... Unde e clinciul? Păi fii atent că ai spus vrei să cânti rock, după care, da, ai spus, da, da. După care ai spus ai cântat și cu Pepe. Da, pe asta. Și elementul comun nu l-ai găsit. Nu. Cântat, bradere. Se rezumă la cântat. Ai dreptate. Dacă o să spun că am cântat și cu trupa Etno când eram mai tânăr... De acolo te știu. De acolo ce vorbești, mă? Ești nebun la cap, bunica mea. Dar mamă... Bunica ta ce e? Terminat-o după cine? După Etno. Deci era bunica. Nu pot să cred. Bunica mea? Bunica ta ascultă Fuego. Tu cânti cover-ul, nu? În genere, numai cover-uri. În ultima perioadă, numai cover-uri am cântat. Care e treaba asta cu cover-urile? Adică, eu e fi din Botoșani. Eu nu înțeleg prea multe, știi? Dar pentru mine cover era o chestie ca... Sâmbătă în concert la Botoșani. Sâmbătă acum? Da, nu, doar vreau să-ți diluiesc puțin spiciul, atâta tot. Sâmbătă acum? Ai concert în Botoșani? Eu am la Focșani. Am duminică la Focșani. Păi, știi, vreți? Eu am... La Pacău, duminică. Mă aleargă Bordea prin țară, fraților. Bun, acum vorbim serios. Știi, titulatura asta de cover oricum este o titulatură destul de proastă. Pentru că noi nu facem practic cover-uri. A face cover după o piesă e a da piesei respective o altă culoare, o notă personală. Deci noi practic suntem niște replici de prost gust uneori și niște xeroxuri mai voalate alteori. Deci... Îți jur că nu mă așteptam să spui treaba asta, vreau să o spun eu. Dar, nu-i vorba numai de asta. Uite, deci eu mă duc, mă mai trag unii prieteni, știi? Că eu frecventez cluburile astea, mă, să ascultă o muzică mai dubioasă, așa, știi? Știi, când mai să am niște prieteni care zice, hai să bem undeva unde petrec corporatiști, știi? Așa. E un club pe Lipscani pe acolo, e o chestie, mă rog. Îl știi. Cu târ. Probabil, mă. Mă rog, așa. Și acolo cânt un băiat, așa, care se numește... nu știu cum se numește. Eu Lucreț, așa, care cânta la Parlament. Parlament. Ceva. Îl știi. Lucreț care cânta la Parlament. Doru. Ah, ok. Așa. Și toate... Eu asta, de asta muream, știi? Toate femeile din sală aplaudau și erau extaziate când ăla cânta nu știu ce piesă de la altul, știi? Și am vorbit cu o fată odată și a zis, dar de ce ești așa extaziat? Și a zis, ce bine a cântat. Și zic, n-a cântat bine, pur și simplu a cântat corect, adică a spus versurile cum trebuie, știi? E ca, e ca la serbare, știi? Că la serbare când aplaudau lumea, nu te aplaudă că ai făcut ceva, doar că ai spus, ok,
Ai înțeles? Da, mă, asta se întâmpla când eram noi pici, dar vezi tu, să poți duce o piesă de la început până la sfârșit și bași ca să mai cânti și vreo 3 seturi și eventual să treci prin 1000 și una de genuri, trebuie să te țină țeava, trebuie să fie ascultat ceva muzică. Fix că suntem niște pseudofarseri în direcția asta. Termin-o! Eu las nimic, eu vorbeam de filmmaker. Lasă-mă că o spun eu! O spun eu și nu-mi e rușine de treaba asta. Serios, nu-mi e rușine de treaba asta. Aleg zona asta, aleg muzica asta, îmi place să fac treaba asta, pentru că momentan n-am fost capabil, mea culpa, să-mi compun ceva ce să mă mulțumească. Ce-am răscolit tu aici? Ești nebun la cap? Am început nimic. De la Lazar, ridic-te și mergi și am ajuns la... Nu, ai început de la Lazar, de mergi, că cu ridicatul ți-am mai zis bordea, pentru că nu e o problemă, da? Bun! Acestea fiind spuse... Doamnelor și domnilor, am avut, îți jur, pe bune, acum vorbim fără nicio chestie, așa. Că eu n-am de-astea. Ai fost unul dintre cei mai, nu că sinceri, unul dintre cei mai sinceri oameni, vorbesc serios. Și încă o dată... Îți mulțumesc pentru că ai venit. Nu, ce să mai, nu, încă o dată... Nu mai cânta cu tine. Dar de ce? Da, ziua tare, ziua asumat. Mă tind, eu nu simt de bătaie, mă, lasă-mă. Dar nu e vorba de bătaie aici, ziua asumat.